de aceea să fac o precizare în legătură cu un concept foarte vehiculat în toată povestea asta. Acela de gaură neagră, black hole, despre care multă lume vorbește, dar nu știe exact ce e. Și încep chiar cu denumirea. Black hole este un nume pe care îl a găsit acestui fenomen, acestui obiect cosmic, îl a găsit un fizician celebru, respectabil, John Wheeler, în anii 60. Și este foarte spectaculos lingvistic, gaură neagră, black hole, dar este profund inadecvat ca sens. Pentru că o gaură, ce înseamnă? O gaură e ceva în care cazi. Intri acolo și dai de gol. O gaură este un gol. În vreme ce ceea ce numim gaură neagră este un mega, hiper, super, prea plin. Nu este un gol. Este exact contrariul. Adică e o masă concentrată într-un spațiu, într-un volum extrem de mic, cu o densitate inimaginabilă de miliarde de tone pe centimetru pătrat și care exercită o atracție gravitațională iarăși imensă. Găuri negre ne imaginăm că sunt numai la miliarde de ani lumină, 1,3 miliarde, cât spuneau cercetătorii din America, de unde vin undele gravitaționale. Nu. Și că găurile negre sunt neapărat mari. Ne gândim la ele ca niște obiecte mari. Nu. Gaură neagră poate să devină și Pământul. Cum așa? Pământul, da. Deci, ăsta e un concept black hole, care a fost imaginat de un astronom pe nume Schwarzschild, Karl, prin 1916. Un concept care spune așa: cât trebuie să fie raza unei sfere care să conțină o masă concentrată acolo, astfel încât viteza de scăpare a unui obiect de la suprafața sferei respective să fie egală cu viteza luminii. Viteza de scăpare ce înseamnă? O rachetă, o navă cosmică care pleacă de pe Pământ are nevoie de 11,2 km pe secundă, deci când vedem lansările la Cape Canaveral, ea trebuie să ajungă cu treptele ei la 11,2 km pe secundă ca să poată să iasă din zona, din câmpul gravitațional al Pământului. Altfel, cade înapoi, ori face orbită, ori pică înapoi pe Pământ. Soarele, de pildă, dacă imaginăm toată masa Soarelui enormă, concentrată într-o sferă cu raza de 3 km, aceea este o gaură neagră. Pentru că de pe acea sferă, lumina nu mai pleacă, pică înapoi, nu mai poate să învingă câmpul gravitațional. Asta este conceptul de gaură neagră, care reprezintă, în general, stadiul final al vieții unei stele. Când ne uităm la cer, ni se pare că este etern, nemuritor și rece. Nu asta e senzația a cerului indestructibil și rece. Nu e așa. Stelele se nasc și mor ca fructele pe crengi, acolo sus. Și un stadiu, un tip de stadiu final al vieții unei stele este gaura neagră, când steaua are o masă inițială foarte mare în raport cu soarele, care o stea medie, atunci, spre finalul vieții ei, care durează firește miliarde de ani, ajunge ca gravitația, din cauza masei inițiale mari, să învingă presiunea gazelor și radiației care rezultă din reacțiile nucleare din stea, transformare hidrogen în heliu, apoi heliu în carbon, o învinge și steaua colapsează gravitațional. Se strânge în ea până când ajunge o gaură neagră. Fascinant subiectul, recunosc. Ne întoarcem la subiectele trecem la săptămânii. Provocație, da. O provocare, spuneți. Da.